Website-ul dedicat recensământului populației și locuințelor s-a blocat din cauza supra-solicitării chiar din prima zi. Pentru a preveni blocarea site-ului, cetățenii care doresc să se autorecenzeze sunt îndemnați să acceseze direct platforma de autorecenzare sau site-ul Institutului Național de Statistică. În perioada 14 martie-15 mai, românii pot completa online formularul oficial pentru recensământ. Autorecenzarea presupune în premieră pentru România două etape distincte. Este vorba despre autorecenzarea online și autorecenzarea online asistată pentru îndrumarea persoanelor cu abilități digitale mai reduse. Autorecenzarea online asistată se poate face în spații special amenajate de fiecare primărie, fie pe tabletele de recenzorilor, fie de pe propriile dispozitive electronice, cu sprijinul unui recenzor. Chestionarul pentru autorecenzare este disponibil în limba română și în limbile minorităților naționale, precum și în limba engleză. Pentru a completa chestionarul aveți nevoie de o conexiune la internet și de o adresă de e-mail validă. Intrați pe www.recensământromunia.ru, apoi accesați linkul care duce spre platforma de autorecenzare. Aici completați un formular de preînregistrare pe baza codului numeric personal, care va fi înlocuit cu un cod de 40 de caractere. Ulterior, pe adresa de e-mail menționată în formular, primiți chestionarul pentru recensământ. Salariații care vor alege să se autorecenzeze online vor primi o zi liberă suplimentară de la angajator. Dovada autorecenzării online se va realiza prin prezentarea codului de confirmare a încheierii cu succes autorecenzării. Codul va fi generat automat de aplicația informatică pentru fiecare formular individual trimis către baza de recensământ la șapte zile de la completare. Cine refuză recensământul riscă amendă în valoare de cel puțin 5.000 de lei. Recensământul este o acțiune care se desfășoară în toate țările Uniunii Europene și care din cauza pandemiei a fost amânată cu un an. Este pentru prima dată când numărarea populației și a locuințelor va fi 100% informatizată. În intervalul 16 mai și 17 iulie românii care nu au acces la internet sau nu au un dispozitiv digital vor fi chestionați de un recenzor.